Bă, frate, eram și noi în drum spre Bulgaria, să mergem și noi la schi, că n-am văzut zăpadă anul ăsta deloc și suntem cu două mașini. Prima dată s-a întâmplat asta. E plăcuța foarte uzată și se aude un troncănit. Și ajungem în Bulgaria sau? Trebuie să schimbăm mașina acum că s-a dus... Ce s-a dus, mă? Plăcuța de pe disc? Și acum avem pană pe roata asta și pană pe roata asta, frate. Acum, na, pana se mai întâmplă, se mai astea, problema e următoarea, că suntem în mijlocul pustietății, frate. Avem câmp aici, dar nici măcar nu se vede. E întuneric, mă, e câmp pe peste tot. Uite, așa cum e aici, dar n-am lumină să vă arăt. Acum, sunt mai multe posibilități. Ori a fost o groapă, ori a fost pus ceva intenționat ca să ne jefuiască ăștia, că așa am înțeles că e pe la bulgar, nu știu acum dacă-s doar zvonuri, dacă... În ce film? Ce Nocturnal film? Animals. Tot așa, ea de pe un câmp de ăsta în pustietate pe unul cu familia. E omoară pe acolo toată noaptea. Nasop, vă uitați. Mâncați aici curata. Și noi ce facem acum, mamă? Ce e de făcut? Gen că nici nu știu la cine sunăm, că suntem în Bulgaria. Hai să ne baricadăm în mașină măcar. English? Yes, salutau. Can you help me, please? I have two flat tires. Two flat tires? Yes. Where? I'm in the middle from Ruse to Pleven. From Ruse to Pleven? Yes. Can I give you a location on WhatsApp or something? Și long story short, oamenii la care sunasem erau din colțul opus al țării și trebuia să așteptăm o grămadă și ne-au dat numărul unor oameni mult mai apropiați decât noi și... Am găsit până la urmă pe cineva, ajunge într-o oră. Și nu vacanță. Mai e și ceasul 3. Dacă vin... Ăia din pădure să ne dea în cap și să ne ia chestii. Care ăia din pădure, mă? Ăștia dă fură? Da. Nu mai vine nimeni, n-a venit nimeni până acum, nu mai vine. Păi așteaptă să mai plece o mașină, probabil. Nu erau pregătiți pentru două mașini. Oricum știi că am apucat de kickbox, să le dau una, fug mai rău. E cam frică. Și mie. Ți-e zemă? Nu. Tu ai nervi, ești supărat rău. Apropo, poate apăsa și voi pe butonul la subscribe, că sunteți o grămadă care nu vor. Nu știu ce să vă fac, dar nu vreți, nu vreți. Iacob, da! Uite cum e pe aici, am mâncat vașcura voastră. Bă, nici dacă voiam să filmez ceva horror aici în Bulgaria, nu era așa. Cum ar fi să faci, doamne, nu, nici nu mai zic, doamne, ferește, poate cobe sau ceva. Să ajungem cu bine, atâta mă interesează. Și Toni a făcut asigurare înainte cu asistență rutieră și ne-am dat seama după și... Îmi spune și mie niște informații cum ar trebui să procedez. Ți-a închis, mă? S-a întrerupt. Să-i deconteze, practic, tot ce îi plătește la asistență rutieră. Și ulterior, Toni s-a hotărât să cheme pe cineva din România și... Eu vă aștept pe dumneavoastră, da? Da, și aveți spus să vină o mașină galbenă. Și asta evit două probleme. Cum anulăm noi mașina din Bulgaria care nu vorbea engleză? We don't need the car anymore. Can you call your boss? Yes. Yes. Și a doua problemă e că... De ce oameni te duci acasă? Da. Nu mai am nicio stare. S-a... Și nouă ne încap bagajele la Andy? Încă. Sigur? Da. Mergem și noi acasă, bebe? Aia nu vrea! Nu mergem! Bă, dar îmi pare rău, mă, că nu mai vine, ce n-ai... Nu, bă, duceți voi mai departe, eu nu mai am încă mi s-a f***t în starea și mă simt foarte prost. Bă, ăsta pleacă acasă, mă! De tot? De ce? Da, gen, a chemat pe cineva din România să-l tracteze la Giurgiu și după aia să-l tracteze în București. Și să venim noi cu voi și să mergem, gen. Uh-huh. Dar mie îmi pare rău. Hm? Și mie îmi pare rău. Păi și... De ce nu așteaptă faze... A? De ce nu așteaptă băiatul aici? Păi ăia, gen, nu îl rezolvă cu cauciucurile și au zis că sunt cauciucurile scumpe aici și nu știu ce. Am vorbit 10 minute cu ăsta de vine la noi să-i zic că nu mai putem să mergem și îmi știa doar yes. Și hello? Nu ne-am înțeles unul cu altul, dar... N-am văzut niciodată o roată atât de desumflată, mă crezi? N-am făcut niciodată pană. N-ai făcut niciodată pană? Spura, mă? Rău. Ia mă să vedem în ce groapă am dat, mă, ești nebun la cap, că zici că era groapa lui... Mă simt ca într-un loc de la horror, mâncația și curata, mă crezi? Hehehehe.
Dar ce ori zice oamenii ăștia, dar văd trei oameni care merg pe marginea drumului. Gluma, dar să nu se oprească, că mor. Mă, dar cât am mai mers cu mașina, mă, că mie mi s-a părut că am oprit instant, gen după ce am dat de groapa aia. Băi! De asta mai ardea mie acum aici, nebun, că merg în Bulgaria și am numai câmp în jur, să-mi faci glume de-astea. Păi zic că asta a fost. Nu e că, cum e, asta că n-am e, el e tăiat pe partea cealaltă. Păi viața mea, uite cât am mers, ești nebun? O, de asta trebuie să fie. Mamă, dar ce drumuri. Aia e? Da, mă, asta e. Groapa marinelor. Încă știu să aici am dat. Se și vede. Mamă, mâncați-i și cura ta. Dar dăm plin, mă. Dar cum de nastupă, mă, frate, ăștia gropile astea? Mă prinzi dacă cad aici? M-ar fi, mă, să iasă cineva de mărăcini ăștia de aici. Dar nu știu cum se face, dar am dat în vlog horror, mă, din plecarea asta. Băi, eu fac ce fac. Da, un horror orice aș face, mâncați. S-a schimbat filmul. Dă-mi voie bună și dând alea. Ați văzut cât de ghinionistă e vacanța asta? Prima dată, nu ți-a mers ție să-ți elibereze certificatul pe baza testului că sistem, nu știu ce. Da. După aia trebuie să schimbăm mașina, cum a pană. Cum ar fi să ajungem la hotel și să nu mai aibă proastă. Da, și să nu mai avem cameră. Lucru care vă jur că s-a întâmplat era rezervarea, vezi, doamne, făcută pe două persoane și noi eram patru, dar același apartament, gen, și ne-a pus să plătim mai mult, mâncava și cura voastră. Dar zici că am plătit intrarea la carnaval, n-am plătit rezervare de cameră, că mă duc pe zi acum. Cum ar fi să vină ăla de mă tractează să facă și el pană? Și să mai vină unul să facă și el pan. Și să facem și noi când plecăm. Știi, o poză de aia? Și după aia oricine vine să facă pană și să rămânem aici pe vecie. E pusă cu mașină de tractări, care are o mașină deja cu probleme pe ea, care e urcată pe altă mașină de tractări. Și care are, aia are pană. Da. Nu pot să cred. Da, eu... Ora 5:30, încă așteptăm pe ăla. Dar ce face? Vine pe jos mâncarea și cura lui. Mulțumim totuși că vine, da. Dacă se poate, îmi plăre. Ce faci, vrea reuși să dormi? Hai că de când stăm s-a și luminat afară și acum pot să vă arăt în sfârșit, frate, cum e pe aici. Părea mai înfricoșător, dar sunt trei copaci. A venit? A venit. În sfârșit a venit, doamne. Dar cum era să dea tot în groapa aia? Bă, chiar nu prea e înfricoșător deloc acum pe lumină, dar seara vă zic eu, noaptea vă zic eu că era. Trezirea, băi. Care-i bun? Era viața mea tolănită, ești nebun? Uite-l, mă. Am reușit. Bă, bine, măcar că suntem teferi. Bine că n-am făcut pană. Hai să l-am rămas de la viața mea. Bun, rămas bun. Hai, v-am pupat, băieți. Băi, te drum pup, bun, bă, în continuare. Bă, hai, mă, și tu mâine seară, nu mă. Nu mai vin, mă, singur o noapte, ești nebun. Hai, hai, v-am pupat. Pa, băi, pa. 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 Doamne, aștept să ajungem, frate. Ce zi, da. Ajungem până la urmă? Vedem ce mai întâmpinăm pe drum. Nu mai zice așa. Bă, bun, mă, sincer. Ce? Păi, sincer? Păi nu vezi că de s-a întâmplat deja. Bune că vedem. Și dacă mergeți în Bulgaria, vă rog, eu aveți grijă la grup că e jale rău de tot.